Ponta se dezlănțuie, Dragnea au alergat pe Covesi cu subliniere oriciul la Vila Cadoi. Video. Într-un interviu acordat IRI pe surse.ro, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune că e prins de un grup de oameni care vor să fac bani în România. De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamat în politica din România, nu este altceva decât o geselnic. Fostul social-democrat a scos un slide al sublinierei detalii nesubliniere tiute, petrecute în Vila Cadoi, la tăierea porcului. Ponta spune ce Sebastian Ghiche a povestit ce Liviu Dragnea o alerga, la un moment dat, pe Covesi, cu subliniere oriciul prin curtea vilei SRI. E o geselnic. Dragnea e prins acum de o masă subliniere inerie, de un grup de interese sublinierei din afară. E prins de un grup de oameni care vor să fac bani în România. Se semnează ce tot gazul din Marea Neagră îl dai la două firme ungure subliniere T, care sunt de fapt Israel Budapesta. Banii aceia îl susțin pe el, ca el să dea bani mai departe. Hidro, Transgaz. Poate vor trece la fonduri private sublinierei nu investicii române subliniere T. Iar asta numai Dragnea poate să o facă. Întrebat însă în lecturi cu informările primite de la SRI, Victor Ponta a spus: au existat oameni care în acei ani m-au ajutat cu informații pentru o guvernare bună. Eful meu de cabinet suna la cabinetul la Maior subliniere îi spunea vreau să le pun pe Iosif Buble ministru al sănătății. Îi spuneau are atâția ani, se cunoaște subliniere te cu oamenii subliniere tia de afaceri, are sau nu dosar. Dar acolo nu îl spunea numicil pe Buble sau nu. Eu am numit sute, cred că 6.000 în total, de secretar de stat, la agenții. Eu habar nu aveam cine sunt, ce venea Dragnea cu ei. În general nu mă begam, îl lăsam pe el. El a subliniere al sublinierei susține puterea, cu numiri. Nu subliniere tiam cine sunt sublinierei ceream de la SRI. Eu sper ce doamna Dencil fac asta azi pentru ce altfel iese o catastrofă, ne vom trezi ce avem min subliniere tri sau secretari pedofili, alcoolici. Cât despre Comisia SRI, Ponta susține ce întreg demersul nu este altceva decât o farsă. Mai mult decât atât, Ponta scoate la ideal sublinierei detalii nesubliniere tiute legate de episodul petrecut la Vila SRI. E o farsă. Domnul Maior a zis un singur lucru, a confirmat ce Dragnea a fost cu porcul. Am fost subliniere eu invitat. A fost într-o duminică înainte de pas subliniere T, când au fost invitați mai mulți oameni, Ghic, Rus, doamna Covesi.
eu duminica eram întotdeauna la baschet. Sebi sublinierei alții îmi trimiteau, mori de râs, Dragnea tăin porcul. Benuiesc ce au fost sublinierei poze. Cum s-a tăiat porcul dacă era unitate militară? Nu subliniere tiu asta. Episodul ăsta nu l-a subliniere fi povestit, dar am confirmat pentru ce ai în subliniere IT Dragnea se spun ce el cu Covesi nu s-a văzut niciodată. Mi-am amintit cum în povestea ce o alerga cu subliniere Oriciul. L-am întrebat cum mai poate vorbi cu Covesi după tot ce i-a făcut. Las, ce e bine, voi sunteți tineri, nu înțelegeți? La cadou era lipit de Covesi cu gipsul la. Noi râdeam de el, da, me, dar eu am dosar sublinierei voi nu aveți. De-aia povestea asta cum lupt Dragnea cu statul paralele o mare gogoa subliniere. Cred ce au fost unii cu funcții în stat, unii cu intenții bune, alții nu. E un gen de ipocrizie sublinierei minciun care se extinde. M-am uitat, Ponta a venit cu lista de la SRI, nu e adevărat. Liviu, tu ai numit un premier la care membrii din CEC s-au stat ca papagalii la televizor să afle pe cine nume subliniere ti, a povestit Ponta.